Am revenit cu o nouă informație de ultimă oră la Digi24. Soldații ruși trimiși în Ucraina sunt cu moralul la pământ. CNN a obținut acces la mai mulți prizonieri de război care spun același lucru. Viața lor nu contează sub nicio formă pentru comandanți, iar aceștia din urmă, la fel de deprimați ca restul trupelor, se îngroapă cu droguri și calmante. Primim toate detaliile de la colegul meu Andrei Negusiu. Bună ziua, Andrei! Ziua, jurnaliștii CNN într-adevăr au stat de vorbă cu mai mulți soldați ruși luați prizonieri de către ucraineni și mărturiile acestora arată că într-adevăr moralul în rândul trupelor ruse este extrem de scăzut. Ei explică acest lucru prin faptul că fie au comandanți incompetenți, fie au comandanți atât de deprimați încât consumă calmante. Și oricum acești comandanți fac absolut tot ce pot să nu fie obligați să ajungă să dea rapoarte negative mai sus. Ca atare nu interesează, îi trimit acești oameni în prima linie, chiar dacă foarte mulți dintre ei fac parte din soldații mobilizați recent, care au avut parte doar de cel mult 2 săptămâni de pregătire. Deci, de fapt, ei nu au o pregătire militară în adevăratul sens al cuvântului. Mai mulți soldați intervievați de CNN spun că au fost atât de deprimați încât au vrut să-și ia viața. Unii speră că măcar predându-se ucrainenilor, cel puțin nu mor pe front. Ca atare este, într-adevăr, un tablou destul de dezolant. Nu este pentru prima oară când se vorbește despre moralul scăzut din rândul trupelor rusești. S-a vorbit de acest lucru chiar de anul trecut, doar că acum, spre deosebire de soldații care aveau un antrenament mai solid, acești oameni ajung pur și simplu, fără să știe prea bine ce au de făcut, în prima linie a frontului și sunt trimiși, după cum spun ei și după cum există de altfel și alte mărturii, pur și simplu sunt carne de tun menită să oprească avansul ucrainean. Toate aceste mărturii vin să susțină de altfel ceea ce spunea și șeful Wagner, Evgeni Prigojin, de luna trecută, că pe front, în rândul trupelor Ministerului Apărării rus, este o degringolată totală, soldații nu primesc ceea ce le trebuie, comandanții sunt confuzi și ca atare moralul este extrem de scăzut și de altfel, dacă ne aducem aminte, din momentul în care Wagner și-a retras trupele de lângă Bahmut, ucrainenii au avansat mult mai repede și a fost chiar o fază pe care a acuzat-o direct Evgeni Prigojin, și anume unități ale armatei ruse s-au retras în degringolată la nord-est de Bahmut, slăbind frontul. Mulțumesc foarte mult, Andrei Negusiu, jurnalist Digi24. În continuare discutăm despre acest subiect cu Cătălin Țon, expert antidrog. Bună ziua, vă mulțumesc! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit. În decursul acestor luni au apărut foarte multe imagini cu atrocitățile comise de ruși, chiar informații legate de modul în care torturau ucrainenii pe care îi prindeau. Și în acest context aș dori să vă întreb ce stări dau aceste droguri pentru a ne gândi la impactul pe front. De-a lungul timpului, analiștii istorici s-au întrebat de ce ucid soldații, pentru că firea umană nu este construită să ucidă, iar crima este necesară în cadrul războiului. Și-au găsit 3 explicații, din convingere, fiind constrânși sau dacă sunt drogați. Soldații, în general, sunt drogați cu droguri stimulente la sistemul nervos central și am văzut de-a lungul istoriei, începând de mii de ani, cu incașii care consumau frunze de coca, vikingii care consumau ciuperci halucinogene sau droguri care țin de perturbarea sistemului nervos central. De exemplu, vikingii își imaginau că sunt animale, li se insinua că sunt animale, că sunt, fac parte dintr-o lume violentă, iar comandanții consumă deprimante ale sistemului nervos central, adică anumite calmante, ca să-i să-i așeze, să nu ia decizii pripite, să le dea o stare de liniște, ca să poată să reziste. Deci, fără aceste droguri, într-un război dezechilibrat, cum este cel care se poartă acum de către ruși, este clar potențarea capacității fizice și mentale este necesară și aici aș adăuga și faptul că se consumă și steroizi care elimină oboseala, care dau o capacitate crescută, dar ceea ce nu iau în calcul, să iau în calcul, dar suminează această idee, este faptul că toate aceste substanțe dau și un efect de cădere după consum, pe lângă efectul de high, este și efectul de down și instalează și o dependență. Dar mai contează acum viața soldaților dacă unele concepții merg în această linie? Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. Cătălin Țon, expert antidrog. Doamnelor și domnilor, revenim în doar câteva momente cu noi informații.